Salutare națiune și bine v-am găsit la un episod din seria The Journey alături de Alexander, în care astăzi, după cum vedeți, jucăm contra echipa Swansea sau Swansea. Și această echipă e destul de bună, adică îi costea mai pe resurs decât noi, iar noi va trebui să jucăm pentru cupa Angliei sau cea de genul, pentru că asta nu e meci de Premier League și va fi destul de stresat. Da, F-ul lui Cup, deci nu este Liga a doua. Va fi un meci greu. Și ăștia au un stadion destul de tare. Na, boom, Hunter. Oh! Oh! Dă-i! Nu! După cum vedeți, chestia mică roșie, partea asta din spatele porții adversarului, sunt suporterii noștri, pentru că jucăm în deplasare. Iar se pare că noi va trebui să câștigăm acest meci dacă vrem să mergem mai departe în semifinală sau sferturi. Cred că e semifinala. Contra alte echipe. Oh, printre picioare a pasat. Să-mi trag piciorul. Attacking well here. Da. Tried to tackle here and he's done that. Da, Antori, buș așa. Destul de ok, adică... Haide, du-te, Hunter! Du-te, Hunter! Frână! Și acum pasă! Dă-i odată! Mamă, ce bou e ăsta! Da, și Hunter e bou, nu doar. Adică, de fapt, toată echipa asta sunt mai boi. Trying to switch on the attacking power in this situation. Comes in strongly. Throw in to come. Pasează la Hunter. Aleargă Hunter. Alex. Du-te. Hunter trying to find a way through. Da, 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 du-te, du-te, du-te. Nu, să-mi trag piciorul. Și voi care ziceți că pe dificultatea semi-pro e ultra, ultra easy. Uitați-vă și voi cât mă chinui aici. Du-te. Gardner. Trying to find an opening. Not panicking. And they've cut it out. Hai să-mi trag piciorul! Nu! Great interception. Bun, bun! Și acum ce facem? Stăm și le arătăm uie. Asta trebuie să fie penalti. Fault în careu. Cui pasă? Haide, Hunter! Ai, credeam că pot să dau printre picioare. Dar se pare că nu se poate. Pentru că așa vrea destinul. Mai avem... Oh, deja ne apropiem de finalul primei reprize și 0-0.
Băi, e 0 la 0, eu Cine va nu anota vreau să lovirea? trag la Este penalti, că Stamenko, nu cred este că Seven Sachs vom Dalic. trage la 11 Mathieu metri. Adebayor rushing it here. Moving from one side to the other. Adică nu pot să aleg fiecare echipă să trag, pentru că am ales doar pe Strong Hunter. challenge. Și nu toată echipa. Iar dacă ăștia vor fi destul de proști să rateze la 11 metri, atunci vom pierde calificarea. Here we go in the second half, hoping and indeed expecting a bit better fare than the first half provided. Yeah, managers, both managers got a bit of work to do just to G them up, need a bit of urgency in the legs. Good forward play from them. Well, the tackle there has led to a throw. It was a good idea Da. To try and use the width on the pitch, but Se it's pare a că good și throw. Fac greșeli. Well, that was quickly done. Gary Gardner. Pasă, pasă, pasă. Du-te. Now Hunter. Attacking now. Na bun. Și acum Hunter. Oh, încercați și voi să dați gol, ce naiba, vă tot frecați pe aici. Doar nu zici că Hunter s-a accidentat acum. Hai să-mi trag piciorul. Hutton. Good challenge here. Du-te. Du-te. We've had an hour gone here and still 30 minutes left. And Reed. He's coming forward with some danger. Hunter. They've got the ball in the middle of the pitch here. We like to see this from a referee playing the advantage. And they need to try and get the ball back now. Now it's with Hunter. They're on the attack here. Hi, hi, hi. Can put them in front. Ah! Well, they're trying hard to get in front here. Sunt foarte tăcut momentan, dar mă tot concentrez. Nu vreau să fac remiză cu echipa asta. E frică că la 11 metri vom rata fiecare șut în pula mea. Și mai bine rămâne fără niciun gol și pierdem. Am pulea calificarea. Trage! Trage! Hai mă, frate! Dă-i! Pasează aici, pasează aici. Ce naiba? Fiți ar offside-ul să-ți fie. Sau poate era fouled. Nu pot să realizez exact ce-a fost. Du-te! Du-te! Du-te, du-te! Du-te pe el! Asta fuge, e frică de minge. Voi vedeți să... Fundajii, ce căcați pe el. Now Hunter. 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 Așa. Du-te, Hunter. Voi vedeți câte minute mai am acolo? 8 minute mai am la ceas. 8 fucking minute mai am și 0-0. Ce naiba? Well, they've got the ball back now in the middle of the field. The Swansea City, a change coming up. Hunter trying to A find bun a Hunter. Arată-mi ce poți. Arată-mi ce poți. Confident and quality. Hai, pasă. Da, da, dă-i! Este! Este! 1 la 0, în sfârșit. În sfârșit, mamă. Portarul a făcut spagatul. Spagatul, 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 cum se mai și zice. Hunter! Ce gol extraordinar! Portarul ăla cred că și-o îngăurit chiloții. Fică și-o făcut spagatul.
Da, ai văzut cum, el zici că era Sportacus din orășelul Leneș, așa. Și-a schimbat poziția. Din nou, Alex Hunter, du-te Hunter, du-te. Schimbă-ți poziția. Și acum Hunter, Hunter, gol! 2-0! Două goluri în 5 minute. Se pare că progresăm în ultimele minute. Bară gol. Extraordinar. Bine, era gol. Două goluri în 2 minute. Dar în fine, mă simt ușurat. Și se pare că ne-am și calificat mai departe. Iar Alex Hunter poate acum să se bucure de această calificare. Se pare că Chelsea s-a calificat, Tottenham și încă o echipă. Da, am dat două goluri, sunt 300 de lire sterline. Și fac acum 7.000. Sau nu, 7.000, 7 milioane. Sunt 6-0, Eddie, sunt 6-0. Na bun! Ia să ne uităm aici la atribute. Avem două din astea. Skill points. Na bun, alege asta. Na bun. Până atunci, să sperăm ca în următorul episod să câștigăm următorul meci ca de obicei, ca să progresăm cât de bine se poate. Până atunci, eu am fost Eddie for Star Gamer HD. Ne vedem data viitoare și, bineînțeles, cum vă zic ca de obicei, ciao, ciao! Full șuncă!